Mă las pe dânsa să vă spună mai multe lucruri. Bună dimineața! Numele meu este Lavinia Chițu. Sunt singurul interpret artist în limbajul semnelor din România. Fac muzică pentru oamenii care nu au. Muzica se duce dincolo de sunet. Limbajul semnelor este diferit de la țară la țară. Asta vreau să specific. Eu provin dintr-o familie de persoane surde. Părinții mei nu au deloc. Primele cuvinte au fost, adică mama și tata. Societatea și oamenii râdeau de astfel de persoane cu deficiențe de auz. Și aș vrea să vă prezint în mare parte despre ceea ce am făcut eu și de unde a pornit. Făceam voluntariat la diferite asociații, printre care și Asociația Națională a Persoanelor Surde din România. Și organizam excursii și ajutam în muzee, la hotel, la fel, la restaurant. Am primit o ofertă la niște televiziuni din județul Argeș și de aici a început pasiunea mea, vocația mea și mi-am dat seama că pot ajuta persoanele surde mult mai mult. Asta am făcut foarte multe emisiuni, invitând persoane surde în emisiune. Am încercat să fac și piese de teatru pentru ei, practic le traduceam în limbajul semnelor. Totuși e nevoie de cultură, de informație. Muzica am început acum 2 ani de zile și am zis, da, de ce nu pot să fac și eu asta în România. Recunosc, mi-a fost foarte, foarte, foarte greu. Pentru că lumea întreba, de acum, o persoană surdă, cum aude muzica? Și instrumentele muzicale pot fi traduse, interpretate. Întotdeauna e bine să învățăm de la alții, de la alții și de la oameni profesioniști. Am avut și proiecte în film. Am fost și speaker motivational la TEDx Brașov. Eu învăț în fiecare zi, mă perfecționez. Colaborări cu Casa de Discuri din România și din Turcia. Dar crescând, am stat foarte mult lângă comunitatea de oameni sus, statistica la nivel mondial. Peste 400 de milioane de oameni, dintre care 35 milioane sunt copii. Este foarte frumos în lumea lor pentru că s-au obișnuit și ar fi un șoc pentru ei să dintr-o dată se întâmple ceva și să audă tot ce e în jurul lor. Oamenii sus simt muzica, din vibrații. Nu avem specialiști în școli și în... Da, e drept. Avem un București, încercăm să ajutăm. Și eram șocată că 20% au acces la educație. Este grav. Eu îmi doresc și fac asta în fiecare zi de a ajuta acești copii. În limba română. Mai avem foarte mult. La ei mai puțin. Limbajul semnelor este undeva foarte sărac. Am întâlnit foarte multe cuvinte care noi în viața de zi cu zi, noi nu știm. Și am întrebat, dar ce înseamnă acel cuvânt? Nu, de specialitate. Da. Într-adevăr, este o provocare pentru mine și învăț în fiecare zi. Bun. Deci adaptăm acest cuvânt în limbajul semnelor. Să fie specializate pentru ei, da? Pentru că ei e normal, au o dizabilitate. Nu pot învăța ca și noi. Câteva cuvinte în limbajul semnelor. Bravo! Este așa. Pentru că noi facem asta ca auzim, la ei este așa. Ajutor. Help. Mulțumesc! Am fost la Summerwell, la After Hits, un festival foarte mare. Și din toate versurile acelea încerc să fac o poveste. La concerte am nevoie de o pregătire de o săptămână, două săptămâni. Hai să aducem muzica, informația, dincolo de sunet. Să aducem în această lume frumoasă, să-i ajutăm și pe ei.